Un tir cu ajutoare strânse pentru sinistrații din sudul țării a plecat vineri din județul Neamț plin cu alimente și textile. Organizația județeană PSD Neamț a reușit să strângă, după un apel trimis către filialele locale din județ ale organizației, mai multe pachete cu ajutoare, toate strânse în cursul unei săptămâni. Le mulțumesc în mod deosebit cetățenilor din județul Neamț, din Roman, din Târgu Neamț, din Piatra Neamț, care s-au mobilizat și care au reușit din necazurile pe care le traversează în fiecare zi să găsească timp și să găsească și resurse, să se gândească la semenii lor din zonele afectate și care au depus un efort și au venit cu aceste ajutoare. Pentru că ceea ce vedeți aici sunt rodul unor donații a cetățenilor din județul Neamț. Sunt convins că este o picătură într-un ocean. Oamenii au nevoie de mult mai multe și sunt convins că în perioada următoare guvernul se va aplica asupra acestor probleme. Ceea ce pot să spun este că suntem alături de ei pentru că județul Neamț a traversat de multe ori aceste momente care nu numai că nu sunt plăcute, mai ales că vara trece foarte repede și ne apropiem de iarnă și sper ca acei oameni să nu aibă neșansa să parcurgă o iarnă grea. Am trimis în județul Olt ceea ce am reușit să colectăm prin intermediul campaniei umanitare care a început pe 3 august. Și nu a fost deloc puțin, căci PSD Neamț, dar și organizația de tineret a partidului, au arătat o mobilizare exemplară. Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat pentru eforturile lor și în special nemțenilor care au donat cu atâta mărinimie. Sunt bucuros și totodată mândru că am putut să le arătăm unor oameni care au trecut prin clipe grele că există semeni care se gândesc la ei cu bunătate și căldură. Sper că cei afectați de inundații să reușească să treacă cât mai repede cu putință peste aceste momente și să fie feriți de acum încolo de astfel de necazuri. Aș vrea să mai adaug că eu și colegii mei de la PSD vom fi întotdeauna alături de cei aflați în nevoie, pentru că asta ne definește ca oameni, solidaritatea și dorința de a face bine. Saci întregi cu diverse bunuri au fost aduse la sediul PSD Neamț în urma strângerii de la toate cele 4 centre de colectare din Piatra Neamț, în urma campaniei derulate sub sloganul Români pentru Români. Din nefericire, pentru mulți dintre sinistrați, făina, zahărul sau hainele pe care le vor primi vor fi singurele lucruri pe care le vor mai avea. Ideea de a duce mai departe sarcina organizației de bază de la noi, Partidul Social Democrat, a venit de mult. Adică de a ajutora așa, acei tineri, în special, dar și vârstnicii din județele afectate de inundații. Mă refer la județele afectate de inundații din sudul țării. Pentru noi a fost o bucurie în același timp, dar și un necaz, de a strânge cât mai multe ajutoare pentru a le transmite jos în sudul țării. Atât din partea celor vârstnici, cât și din partea tinerilor. Și într-adevăr, am făcut apel la toate organizațiile din municipiul Piatra Neamț, am făcut apel la toate organizațiile de femei și bătrâni și pensionari, pentru că într-adevăr să strângem și am strâns și vrem să le ducem mai departe cu acest tir spre sudul țării noastre. Gândul nostru este sumbru deocamdată și ne apasă și pe noi în același timp ceea ce au pățit ei. Nu închidem ochii când ne amintim ceea ce au pățit ei și unii, mulți dintre semenii noștri nu au nici nu dormi. Pentru noi constituie o pagubă în același timp, constituie ceva sumbru că am început să strângem aceste ajutoare pentru ei. Donațiile s-au făcut la sediul PSD Neamț, Piața Mărăței, Piața Dărmănești și Piața Precista, iar acțiunea continuă.